Mă bucur că sunteți și dumneavoastră alături de noi aici, la standul Case. Observați, este un stand destul de mare, mai mare decât anul trecut, de fapt decât acum 2 ani, decât ediția trecută, în care Case, ca un producător de vârf în utilaje agricole în lume, prezintă full range, deci o gamă completă, de la tractoare de 70 de cai până la tractoare de 660 de cai și toată gama de combine și prese de balotat. Ceea ce cred că este foarte nou pentru Case este tractorul Magnum, care este cu transmisie continuă și este prezentat prima oară aici la Hanovra. Și tot ceea ce mi se pare foarte interesant este participarea, este o participare imensă și mă bucur că sunt foarte mulți români care vin și vizitează acest târg, considerat cel mai mare târg din lume. Așa cum știți, Case este faimos pentru combinele axial flow, deci cele cu flux axial și, bineînțeles, anul acesta Case se concentrează foarte mult pe reducerea emisiilor de noxe și ca toți producătorii lansează pentru 2012 motoare de generație nouă, Tier 4, în care emisiile de noxe sunt mult mai reduse și consumul de combustibil este cu 10-15% mai mic. Avem două modele aici, seria 230 și seria 130. Sunt serii noi, n-au fost lansate niciodată în România. Sperăm să le lansăm anul viitor cu ocazia unui târg în România și noi. În afară de tractoare, avem utilaje de la diverse mărci, Horsch, de exemplu, sau Maschio Gaspardo, sau Fogelenot. Avem o gamă completă de utilaje, putem deservi orice client cu orice utilaj își dorește. Și noi considerăm, chiar vindem utilaje super performante. 2011 a fost un an foarte bun, mă bucur, recoltele au fost foarte bune, prețurile au fost bune pentru fermieri și pentru noi ca vânzători suntem mână în mână cu fermierii, totul a fost foarte bine. Acum seceta din ultimul timp a afectat puțin fermierii, ceea ce consider că o să se vadă puțin și rezultatele anului 2012, dar suntem optimiști și sperăm să fie un an bun și să reușească să aibă recolte bune și totuși și anul viitor.